Ți-am zis eu, trebuie neapărat să stai de vorbă cu Andreea și cu Cristi. Au promis amândoi că vine azi la slujbă la biserică și n-a catadixit nici măcar unul să-și facă apariție. Nici nu poți să-i învinovățești. Alex, mereu le iei apărare. Până într-o zi când va fi prea târziu. Dar slujba asta nu era pentru mine, Alex. Era pentru mama lor, pentru că se întoarcă acasă. Știi care e problema? Că ei cred că ea e moartă. Păi asta e vina ta. Pentru că tu le-ai spus asta. Și ce era altceva să le zic? Și cred că și-a uitat deja mama. Când eu nu o să mai fiu, cine o să le aduc aminte de Cosmina? Tu? Hei, hei, alo, Ana, hey. Unde pleci? Te rog, nu mă cert acum că trebuie să ies, da? Nu, 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 ieși nicăieri. E seară și e târziu. Și ce cu machiajul ăsta pe fața ta, domnișor? Tata, spune-i, te rog, că poți să ies. Nica ta are dreptate, nu poți să ieși la ora asta așa și cu machiajul ăsta. Dar nu-i drept! Te lua după ea! V-a spus toți împotriva mea. Care e faza? Mă țin închis în casă ca pe un copil prost. A, și tu? Mă duc la Albert, nu stau mult. Cristi, stă... Te rog frumos, fă ceva cu Cristi, că eu nu mai pot. Pe Cristi l-aș lăsa să iasă? E... Eram sigură că numai cu mine aveți ceva. Andreea, sunt impresionată de cât de bine vorbești engleza. Mulțumesc, teacher. Ei mei visează să mă trimită la facultate în afară. Și tu nu vrei? Nu e că nu vreau, doar că mă sperie gândul că o să fiu singură acolo. Te înțeleg. Ați fost la facultate în afară? Oarecum. Am fost plecată în Anglia o perioadă. Am și predat acolo. Deci știu cum e să te simți singur. Mama ta ce zice? A murit când era mică. A murit? Da. Nici nu mi-aduc aminte prea bine cum arată. Îmi pare rău. Mie nu. Adică m-am obișnuit cu ideea că nu mai e. Bunica mea, în schimb, crede că o să se întoarcă acasă într-o zi. Da. Și tu nu-ți amintești de ea? Cea mai puternică amintire e ziua în care a plecat mama. Ultima zi în care am văzut-o. M-am îmbrățișat și s-a suit într-un taxi. Știți, e ciudat să-ți aduci aminte doar îmbrățișare. Te cred. Când îmi vine să plâng, mă gândesc la ea și mă simt altfel. E un semn de la mama ta că te iubește mult. Nu cred în așa ceva. Am murit și gata. Mama mea nu se mai întoarce. Mă scuzați, dar e urgent. Codin? Codin, nu credeam că o să mă mai suni. Da, nici eu nu credeam că te mai sun. Îmi pare rău. Chiar n-am putut să plec de acasă așa cum ți-am promis. Bunica a avut un accident și a ajuns la spital. Chiar am încercat să te sun, să-ți spun. Da? Bunica? Serios? Hai măi, Andreea, știam că ești un copil. Nu sunt, Codin. Pot să-ți dovedesc. Uite, putem să ne vedem mâine? Mâine? De ce? Vrei să-mi dai țeapă iar? Ha? Nu, Codin, nu o să se mai întâmple, îți promit. Doar cu tine vreau să fiu, Codin. Vreau să facem dragoste. Ok. Fii atent, îți mai dau o ultimă șansă. Dar să știi că nu mă rog de tine, da? Bine, dar înțelege, doar cu tine vreau să fiu, bine? Da. Ok, hai că facem așa atunci. Te sun și spun unde... Ne vedem, bine? Bine. Pa. O să o pățești într-o zi. Cu una de-a noua. De ce, frate? N-ai văzut cum arată? Mai e și virgină. Parcă ți-ți plăceau astea cu experiență. Da, îmi plac și... Dar una ca Andreea nu strică. Astea fac tot ce vrei. Faza e că trebuie să găsesc un loc acum unde să o duc, că na. La tine acasă. Ce ai, mă, ești nebun? Unde să o duc? În garsonieră la maică mea? Dar de ce nu? Incredibil. Ia, uite și tu aici. Ha? Auto. Nu zici rău. E bine, mă. E bine. E bine! Vezi că de mâine îmi vine treaba aia bună. Ce tare!
Pe să nu care cumva să spui la cineva că am delit-o amândoi, da? Da. Auzi? Dacă ți se combinația, bași pe mine schemă? Bine, măi, afaceristule, stai să vedem câți oameni vor, câți bani facem și pe aceea tragem linie de profit. N-ai fost la ora de economie? E... Băi, vine profa de engleză. Bună, Cristi. Sărbună, doamnă. Voiam să știu dacă ești bine, că nu te-am dus la ora de engleză. Sunt omul invizibil. Dacă ai probleme, să știi că poți să apelezi la mine. Ce de oameni săritori în liceu ăsta, incredibil. Albert, dacă Cristi are probleme acasă sau la școală, să-mi spui, da? Și eu te cred, chiar a fost obositor. Nu pot să cred că a venit că din Sâmbia. Păi ai un noroc. Hai, nu fi invidioasă, să zic să te ia și puțin la o tură. Ah. Cu motorul. Cine-i tipul? Teacher, nu v-am văzut. E prietenul Andrei. Dar nu e cam mare? Câți ani are? Nu știu exact. Vă rog să mă scuzați, mă așteaptă acasă. Deci nu mai suport pe bunică mea. Ieri ce crezi că face? Mă sună fix când eram cu Codin. Ați făcut-o? Nu. Mi-a luat tot chef. Bine, eram și la terasă. La terasă? Păi de ce nu v-ați dus la Codin acasă? Că pe inundație, așa mi-a zis. Mm. Are o problemă cu apa, nu știu. Păi și nu o să mai fiți împreună, sau? Ba da. Mi-a zis el că o să rezerve un loc unde să... Ce romantic! Poate te duce la un hotel de lux? Poate, poate. Mm. Da, o să vină astăzi să mă ia și... Și dacă te sună iar bunica ta? Exclus, nu. O să am telefonul închis, gata. Păi... Codin? Mersi, dar nu-s interesat. Știu, drăguțule. Te interesează minorele. Poftim? Te-am văzut cu eleve din liceu. Motorul tău bate la ochi. Așa, și? Ce vrea doamna profesoară? Să nu te mai prind niciodată pe aici. Și dacă doar aflu că te-ai apropiat de vreuna din elevele din liceu, îți fac denunț la poliție pentru corupere de minore. Ești fotogenic rău pe camerele de supraveghere. Și încă ceva. Iei telefonul și îi trimiți mesaj Andrei că nu mai cauți niciodată. Bun, și ce să-i scriu în ea? Că e prea bună pentru tine. Andreea, ești ok? Da, teacher. Nu e teacher. I-a dat iubii papucii. De ce te-a apucat? Andreea, teacher de treabă. Didi, poți să te rog să ne lași puțin singure? Ce s-a întâmplat? Nici eu nu știu, teacher. Prietenul meu mi-a scris că nu mai vrea să fie cu mine. Prietenul tău e băiatul ăla cu motor? Da, chiar nu știu cu ce am greșit. Poate că și-a dat seama că e prea mare pentru tine. Dar pe mine nu mă interesează câți ani are. Nici pe el nu-l interesează că tu ai 16 ani. El e adult și tu ești o adolescentă. Și credeți că a vrut să profite de mine? N-are importanță ce cred eu. Vreau să ai încredere în părerile tale, în judecata ta. Vreau să ai încredere în tine.
ca după să poți să deosebești binele de rău. Nu mi-a mai spus nimeni lucrurile astea până acum. De obicei mi se spune doar ce să fac. Uite ce e. Oricând ai nevoie, vii, mă cauți și vorbim. Îmi pare rău, teacher. Stai liniștită, e în regulă. Știu că ți-e dor de mama ta. Poate chiar mai mult decât îmi dau seama. Știți, acum când v-am îmbrățișat, parcă am simțit-o pe mamă. Mamă, deci cred că am niște ochi. Ce-ai luat, mă? Hai, zi ce-ai luat. Ți-au venit dulciuri, da? Să nu ne audă cineva. Mamă, cum mă simt. Deci chestia asta este cea mai tare chestie pe care am luat-o vreodată. Deci și mie să încerc. Nu. Mâine, că azi am luat doar eu. Și mâine e doar tu. Și poi mâine iarăși tu. Cristi, n-ai fost deloc la orele mele. Cristi. Și cu toate astea am știți numele. Chiar dacă n-am fost deloc la orele dumneavoastră. Ce-a luat? Te droghezi și tu? Nu știu nimic, teacher. Adică n-am nicio treabă cu ce face Cristi. Cristi, ce-ai luat? Păi lasă-mă în pace, pleacă de aici. Mi-au spus că ți-ai revenit repede. Mă bucur să știu că ești bine. Dar de ce, teacher? De ce vă interesează ce fac eu? Că doar nu mai suntem la școală. Să spunem că-mi pasă. Sunteți singura oricum. Nu cred. Tatăl tău și bunica ta te iubesc mult. La fel și sora ta. Fac pariu că acum se gândesc cum să mă pedepsească. Chiar crezi asta? Nu știu. Cristi, trebuie să-ți revii. Ești tânăr, ai toată viața înainte. Mai trebuie să mi-o spune și pe aia cu drogurile ucit ca să au toate clișeele. Tu știi mai bine că doar era să mori. Și da, oricât ar suna de banal, drogurile ucid. N-am ce să fac, ăsta-s eu. Nu, nu ești tu când iei droguri. Și nu e rușine să te tratezi de dependența de droguri. Uite. Ți-am adus niște broșuri. Există centre care te pot ajuta să te vindeci. Ți le las aici să le citești. Promite măcar că o să te gândești. Am să le citesc, dar nu promit nimic. Că n-am ce să fac în spital oricum. E suficient și atât. Pentru azi.